Bună seara, bun găsit la Fotbaluc. Tocmai s-a încheiat partida la Botoșani, 0-0 între FC Botoșani și Universitatea Craiova. Nu va fi o emisiune lungă pentru că e foarte mult fotbal pe toate programele LUC și sigur, suntem înaintea unui meci extrem de interesant. Se joacă de la ora 22 Atletico Barcelona. Să vorbim și despre acest meci, o să vorbim și despre Juve Cagliari, acolo unde Marin e titular împotriva lui Ronaldo, dar așteptăm sigur și reacțiile de la Botoșani, pentru că a fost un meci cu foarte multe evenimente, nu doar ceea ce s-a petrecut pe teren, e foarte important, și ce s-a petrecut înainte de meci și în afara terenului. Cristi Luca cu mine, salut Cristi! Da, bună seara! Cum ți-a părut Craiova, cum ți-a părut meciul în general? Te întreb Craiova pentru că, iată, avem un lider, din nou, Craiova e pe primul loc, dar parcă nu arată mai nimic. Da, din păcate Craiova nu prea se regăsește în ultimele două partide. A pierdut cu Chindia ultimul joc acasă, acum cu un nou antrenor, mă rog, noul vechi antrenor Papur a reușit doar o remiză, n-a reușit să înscrie ceea ce de două etape nu reușește Craiova. Sigur că la o echipă care își dorește să câștige campionatul n-a arătat ce trebuie, iar Botoșanu, pot să spun că în prima repriză i-a aparținut jocul, pentru că au presat mai mult, au avut ocaziile mai mari, iar Craiova în a doua repriză a încercat și chiar pe final au încercat să înscrie, dar n-au reușit. Un meci de 0-0. Dar de ce? De ce nu convinge Cristi Craiova? Pentru că Craiova a început foarte bine în acest sezon. A început foarte bine cu Bergodi, apoi s-a întâmplat ceva. Are un singur gol în ultimele patru partide și merge parcă din rău mai rău. Ei, sigur că au început cu alt echipă. S-a accentat și Colic, a plecat Mihaila în Italia. Eu zic că sunt doi jucători foarte importanți a echipei. Plus, eu zic că și plecarea lui Bergodi a făcut ca jocul echipei să nu mai fie cel cu ce ne-a obișnuit Craiova până acum. Papură? Vine Papură pentru a nu știu câte oară, nu la Craiova. E foarte ciudat, adică vine Papură de ce? Că el când a plecat că era rău, nu trage în concluzie, de aia a plecat, că nu era bun. Acum l-au adus înapoi, acum e bun. Papură e soluția de rezervă din câte se vede la Craiova. Dar cum îl percep jucătorii, Cristi? Când știu că tot a fost dat afară, iar a venit, iar a fost dat afară. Asta nu. Sigur, jucătorii trebuie să fie profesioniști, să aibă o atitudine bună, au un obiectiv, probabil știu că va veni un alt antrenor în cel mai scurt timp și trebuie să joace, indiferent de... Deci tu ești convins că Papură e interimar, e așa, eu pe sunt perioadă. Convins, pentru că prea mult s-a vehiculat varianta Mirel Rădoi și eu cred că, din punctul meu de vedere, eu cred că va veni Mirel Rădoi. Ar fi, sigur, lovitura care se încearcă la Craiova și oricum cred că dacă Rădoi ar fi să preia Craiova, deci nu trebuie să spunem acum nu va mai veni Rădoi pentru că nu e astăzi aici. Rădoi va veni undeva în iarnă, adică nu va prelua așa din mers, nu? Cam asta e, cred cu că... Cu siguranță, după ce se termină, nu știu, aceste jocuri până în iarnă, după care va prelua echipa, va începe cu un cantonament... Probabil cu ceva transferul. Cum se face profesionist până la urmă. Exact. Papură, îl ascultăm. Bună seara. Se pare că Craiovei nu-i priește terenul de la Botoșeni. Nu aș fi chiar așa de acord cu dumneavoastră. În ultimele trei meciuri, Botoșeni nu a câștigat niciodată împotriva Craiovei. Am făcut egal, am câștigat, iar în seara asta consider că puteam să marcăm. Meritam să marcăm. Nu știu dacă... Și câștigam jocul, dar meritam să înscriem 1-2 goluri. Am avut câteva situații destul de bune de a marca. Cum a fost redebutul dumneavoastră pe banca Craiova? Destul de așa, complicat, în sensul că nu cunoșteam foarte bine jucătorii, timpul foarte scurt, în sensul jucătorii care s-au transferat în vară. Așteptam și eu să-i cunosc într-un joc, nu-i simțisem niciodată, practic, să văd cam ce potențial au, dar în general a fost ok. Din nou presiune pe umerii dumneavoastră, Craiova trebuie să câștige meciurile pas cu pas. Da, la fotbal este presiune, adică nu știm la ce ne angajăm și mai ales la Craiova, unde noi vrem să câștigăm fiecare meci, adică presiunea este destul de mare. Trebuie să vrem să facem ceva, trebuie să suportăm presiunea, altfel...
dacă nu ai presiune pentru, pierzători în general, așa. Cum trebuie să gestionezi o echipă aceste cazuri de COVID? Vedem că se schimbă formulele de start la fiecare meci, practic la fiecare echipă. Eu sunt doar un antrenor de fotbal, sincer. Nu am nici cea mai mică idee. Nu am. Îmi pare rău, dar cred că cei în măsură sunt cei din staful medical, cei care practic au mult mai multe informații decât mine. Am aceleași informații ca dumneavoastră despre această situație. Ce obiectiv aveți în perioada următoare? Primul rând să câștigăm fiecare meci. Dacă anul trecut ne-am bătut la titlu, de ce n-am face și anul ăsta? Am pierdut, nu știu, am avut 60 de minute în care ultimele 60 de minute am pierdut titlul. Cred că putem să facem și anul ăsta să ne batem cu la titlu. Nu s-a schimbat absolut nimic. M-au deranjat discuțiile despre venirea lui Mirel Rădoi pe banca Craiova? Sincer, nu sunt foarte, foarte conectat la... Sincer, nu sunt foarte conectat la ce scrie presa. Eu am venit cu inima deschisă și încerc să fac totul pentru a câștiga orice meci. Mulțumesc! 21. Papură, da, eram obișnuiți cu Papură, cu stilul său. Interesant cât timp va rămâne. Vedem aici imaginile care au șocat înainte de joc. Ce s-a întâmplat? Ișvan Kovács, la încălzire, cu câteva minute înainte să înceapă meciul, a primit un SMS de la UEFA, cum că este pozitiv la testul COVID. Și imediat a fost înlocuit, a intrat Bogdan Dumitrache, rezerva de arbitri, dar foarte interesant, Cristi, ce se întâmplă. Deci el a făcut încălzire, îl vedem, e acolo pe teren. Mai erau vreo 10 minute și începea meciul și e depistat atunci. Bine, Ișvan tot timpul este pozitiv ca și arbitru și ca și om, dar mie mi se pare, nu știu, ceva de domeniul fantasticului ce se întâmplă. Deci el avea meci în Europa și nivel. A fost testat de UEFA, de aia. Da, și mai ales din câte am înțeles cu 10 minute înainte de partidă. Da. Deci acum cei care au intrat în contact cu el, uite, vedem, aleargă cu cutușierii. Ei nu sunt considerați contacti. Ei de ce au arbitrat aici? Păi probabil lor le-a venit negativ testul. Mă gândesc că toată lumea a făcut testul, nu? Bun, dar el e pozitiv astăzi, acum, când s-a antrenat cu ei, e pozitiv. Când au făcut testul, atunci erau negativ. Să... Dar acum le-a putut da. Eu cred că a intrat în contact și cu jucătorii și cu jucătorii, alți oficiali da. Echipelor. Deci hai nu... că trebuie să luăm o pauză, dar revenim foarte repede. Vedem și echipe de la Juve, Cagliari și de la Atletico Barça.